Dani, tu ești un prieten de al lui Sebeș, ai? Da, da. Aici vreți să faceți o demonstrație cum se lucră la pădure. Da. Numai acum, cum plouat la voi de două zile, am vrut să urc cu Sebi la pădure, dar o zis Sebi că nici o șansă, că ne împotmolim acolo. E foarte moale. O zis Sebi că nici cu 10 cai nu mă mai poate tracta din pădure pe mine. Adevărat? Nu. Poți să-l învârți așa un pic, te rug, în roată, aici un pic așa, și să-i faci o încălzire cu el. Domnul Sebi, de ce să facem încălzirea cu caii? Să nu fac întindere cal. Și cum o să fac? Cum o să fac? O să fac o tură la pas și o tură la trap? Și după aia o tură la trap. Nu, hai Dani. Hai Dani. Hai Tarzan. Aici, care e căluțul ăsta? Ăsta e Tarzan din România. Tarzan de România? Da, eu îi pregătesc ceva amunt. Nu-i cine știe ce volum după el. Acolo și prietenul nostru Marian încălzește și el pe dolar. Hai Marian. Aici îi pregătim așa cât un pic. Ia, tot să nu uite că nu mai umblă în pădure. Te duci tu să-l ajuți? Ia, prea altul, te rog, ca să nu... Stai că-l prea Sebi, vezi că Sebi are ochi de vultur. Auzi, stai, nu-l pune, mai du-l o tură, te rog. Fii atent aici, un cal elegant. Da. Roxana, îți place de el? Da. Ha? Îl achiziționăm? Da, ne ia plăcut. Unde vrei să nu lasă că nu trebuie de la. Nu, nu vreau să dau de la. Adolă. A, da, aici un pic pe ăsta până pregătesc și pe dolar. Să-l vedem un pic așa. Aia, așa. Ține așa. Roxana, ce zici? Ha? Tu ești Roxana, fetița de la Satul Mare. Să nu facem confuzie, să zică că Roxana cealaltă de la Dâmbovița. Vine de la așa. De la Curtea de Argeș. Hop, ține așa. Ține-l așa pe poziție frumos. Du-te un pic cu el, către dolar, te rog. Să trag în spate, să vezi cum pleacă coada. N-are nimic, lasă-l. Lasă-l. Bă! Cum te cheamă pe tine? Bă! Cam e rușine. Îmi dai mie telefonul tău? Vreau să mă joc cu un joc. Da, am fugit. Îmi dai ăla cu mașini să-l joc eu? Nu am ăla cu mașini. Dani, du-l peste lemnele mari, să vedem, mere peste ele. Nu mai peste unul pune el. Sebică, da. Ai vrut să zici ceva de început? De început? De început vreau să spun Cristina. Hai pe partea asta să te aud, te rog. Bravo, hop. Hai da. Stai liniștit. Bravo, hop, încet. Copile, încet. Hai, da, Sebi. Hai! Asta o să fie în 2020. Eram cu doi, mă. E aici. Uite de Cristina la el. Uite, aici uite. Uite. Tarzan! Tarzan! Uite. Ia! Hop, hop! Hop! Spre! Oh, ce zici? Oh. Aici lăsăm să se odinească puțin. Trai, mă, ăsta. Tu inițial, Sebică, da. Inițial la lemnul ăsta se face un pic de încălzire? Încălzire sau? Și după aia
O să legăm mai la sus. Mai la sus. Fii atent. Hop, hop. Hai! Hai! Hei! Te dau ori să mă arăt. Va trebui să te apuci de araci, de discuit și de astea, nu? Terenuri pe aici. Cai, da. Ar fi o treabă bună, nu? Nu, așa lungesc cu caia, are eu. Da, porținile astea nu le larg cu alții. Hai, Tarzan, hai! Bun, acum tu pe el o să-l desfaci, așa? Hai pe Tarzan. Bun. Acolo poate să-l oprească. Sau mai încoace un pic. Sebi! Din câte am înțeles, o să-l mai fac o roată de tot de încălzire. Ăștia, după ce am legat de prima dată mânzul atunci la târg, am făcut o tură cu el în pădure și mi-au adus copacii ăștia, înțelegi? Gol. Da, da, da. După aia, da, îl desfaci acum, nu? Da, îl desfac pe el, dolar deja. E, dar să-l desfac acum, Mani. Dolar o măr singur, înțelegi? L-o încălzi puțin. E, dar acum îl încălzește pe negru iarăși. Acum îl dezleg, să plimbă și dolar, negru iar un pic o tură. Gol, gol mere negru, nu? Da, nu, da, dar pe mare dacă dolar mere cu lemn. Nu, hai să văd. Sebi, de ce îl duce iar gol? De ce îl duce iar gol, așa? Stați un pic, băi, stați un pic, așteptați un pic. Stați un pic până vine cu negru. Da, că mă duc eu cu el, da. Dolar! Hai! 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 Hai aici, că... Ia să pic! Vezi, acum facem călzire, așa fac încălzirea eu cu el. Așa. Și dacă nu umblu cu el în pădure, eu mai fug căluțul. Dacă e acum cum e la noi moale, e noroi în pădure, apă. Eu ca să nu stai caii să se îngrașe caii prea tare, eu mai scot un pic afară, aici la mine apă, spațiul ăsta, îi mai pun un pic și mai muncesc cu ei puțin. A trebuit să tragi hamul mai sus un pic. Mai jos. Nu, nu, mai jos? Da, spune. Cu el, cu dolar, mai faci o tură acum, sau? Ai o tură cu dolar și după aceea o să-i băgăm dincolo. Bă, fii atent. Tu vezi aici că ai un pretin. Stai frumos un pic. Eu înțeleg că tu vrei acum ca să-ți dea jucăria. Ce jucărie are la tine? Cine, el? Ha. O, ce vine? Bola cailor, deși ăsta jucăria el. Da, bola cailor. Se bică. Da. Hai aici la... Bă, juniorule, hai aici Cinele. La mine. Hai la mine să te văd. Copile, ia să te văd. Hai să te îmbrățișeze cu tine. Ai fost cu mintea azi. Hei! Hei! Stai aici lângă Roxana, bine? Ce e întinge de ele, că sunt lemnile verzi, înțelegi? Nu suscate. Bun, lemnele se vor trage acum aici, nu? Da, da. Hop, dă-le mai încolo, lemnele, mai încolo. Mai față. Mai, mai. Se pică. Dolar. Oh, bine. Gata, așa era. Da, unde de plebune? Da, nu, fii aici. Ei.
Dola! Ciao Dola! Opa! Marius, Marian, Marian, ai și tu un pic cu negru. Bă, Mariane, place din negru. Super fain. Ha? E super fain. Super fain, nu fain. Dar și tu ești băiat puternic? Da. Eu te văd așa, soldat. Băi, așa trebuie, băieți, să fie puternici. Și fetele? Fetele să fie fetițe. Ce-a, fetițe! Fetițe! Bără după ele! Tinel, acum îți pregătești și legăm în față. Și o să pun și depleile. Depleile și mă duc din depleie cu ei, înțelegi? Așa. Ăla de scapă și vine aici, ne mâncă cu tot cu cai. N-ai frică, că nu scapă. Și nici nu mă scapă. Nu vrea să se joace. Așa face când vrea să se joace? Nu. Lorena? Da. Și eu am să fac așa când o să vreau să mă joc. Să-i speriu pe toți. Crezi că dacă îi dau un mundul îmi face nimic? Așa e el rău pe lanții. S-o dezlega. Pe găline era mama de Cristin, nu? Că n-am eu. Așa e rău el cu lanțul. Lasă mă, uite pe piatră jos. O mică improvizație, ca la pădure, mi s-a desfăcut cârligul, mi s-a rupt și am legat o lănțuga, cum se lege lanțul. Așa. Acum începe, Bino. Așa. Aha. Let's go!
Da, da. Ba, eu vreau să-i bag. Pe unul, da, sau pe altul? Pe amândoi. Nu, ia pe unul hai! Hai, nu, ia așa cum îți iei. Da, da! O să-i bag. Hău! Hău! Struc! Stebi! Hău! Îl fac un pic de odihnă cu caii, am un minut. I-am lăsat să sufle și după aia le pornesc. Cai cum nu pot așa lucrat și zi de zi. Acum mai las un pic cai un pic să sufle și după aia vorbesc. Două. Hop! Tarzan! Tarzan! Hop! Dolan! Hop! Hop! Cai ăștia, Cristinel, nu prea o fost. Păi el amul am adus mânzul. Vreau să-l pregătesc pe lângă Dolar și pe baza concursului ăla am luat. Și pe asta eu mai mă antrenez cu ei și ai un pic acasă. Ce să minți? Dar ce cai orice sportiv, orice sportiv se antrenează, orice boxior, orice sportiv se antrenează înainte de gale, de gale, nu? Așa mă antrenez și eu. Un pic cu animalele. Oh! Înseamnă. Hai da, copii! Hop! Hop! Hola! Hei! Pista! Hei! Hei! Prima! Cristinel, greutatea asta, stai liniștit că poate cine nu vede că cât e ușoră, dar e foarte greu golovanul ăsta. E foarte greu. Acum cred că mi-ajunge, e seară oricum. Îți mulțumesc pentru că ai filmat caii. Ai doi cai. O mică demonstrație. Și de-am înainte, aici o să-i antrenez. Nu și la pădure, bineînțeles. Nu am înțelnic cu ei. De ce nu l-a sunat pe Sebi să-l invitați la o cafă în oraș? Să stați la o poveste atunci. Băi! Na, no, Sebi, se poate desface, nu? Atunci... Să vezi, bine-ți pregătiți caii. Acum, că nu prinde odată caii. Care ești tu pe țigan! Ho! Ho! Țiganu! Hop, hop, hop! Hop, hai, hai! Țiganu! Hop, bine, Dolaru! Sebi! Lăsați-l un pic pe Sebi, vă rog! Hop, hop! Hop! Bine, hop! Sebică, da. Mulțumim tare frumos, de prezentarea cailor, a armăsarilor. Vă rog, îți mulțumim pentru îți mulțumesc tare mult de prezentarea lui Tarzan de România și a lui Dolar. Poți să-i desfaci și să-i vedem un pic aici. Vreau să, după cum o trase acum seară, sunt caii să nu rămână blocați, le fac un pic de încălzire și înainte și după, înțeles? Ca să nu mi se blocheze caii. E foarte bine încălzire și înainte, Cristinel, și după. Thank you.
bravo. Faceți-le încălzirea la amândoi, unul lângă altul, ca să-i prindem amândoi. Lasă-l, lasă-l. Lasă-l, lasă-l. Bun. Domnul Sebi. Da, spune. Ai aici doi cai foarte frumoși și foarte puternici. Aici renumitul Dolar. Dolar? Și 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 ăsta Tarzanul din România. Tarzan din România? Da. Așa-l cheamă. Așa-l cheamă. Da, du-te, Marian. Da. Foarte frumos. Să pot, poți duce, nu? Da. Hai, Romi, și duce, ia căluțul și du-i, bagă-l în graș. Dani, ăla la pereche intră. Ei! O să fie puternic, așa e și Dolar și Tarzan din România. Ce zici? Dacă continui cu el, îi fac un pic de încălzire tot așa.